Cum priviți faptul că instanța a decis ca Mihai Luca să fie cercetat în stare de arest la domiciliu? Nu sunt de acord cu decizia instanței, deoarece a omorât un om pe trecerea de pietoni, l-a aruncat 65,5 metri. Din punctul meu de vedere chiar nu sunt de acord. Consider că justiția nu-și face treaba. Ce părere aveți de faptul că s-a acceptat să fie făcut o nouă expertiză legală dinamică procedurii accidentului? Da, deoarece expertul domnul Lupu de la Sibiu, neavând aparatele necesare pentru a face o expertiză, cred că e necesar să se facă la Cluj expertiza dinamicii accidentului. Cel care v-a ucis copilul cu mașina a luat legătura cu dumneavoastră sau cu familia? A încercat să vă ofere vreun sprijin financiar sau să vă propună vreo înțelegere? Cel care... Nu a luat legătura cu noi. Cel care m-a omorât copilul nu a luat legătura cu noi, doar taică-sa. A încercat să ne ofere o sumă de bani pe care noi am refuzat-o, neavând nevoie de niciun ajutor din partea lor. Ce i-a spune lui Lucaș dacă l-ați vedea față în față? Mi-ar fi tare greu să mă pronunț. Aș vrea doar să înțeleagă că e foarte greu să-ți îngropi propriul copil. Să se pună toți în situația mea și eu să înțeleagă răspunsul la această întrebare. L-ați iertat pe acesta pentru ce s-a întâmplat? Sufletește, da. Dar numai Dumnezeu îl poate ierta pentru ceea ce a făcut. V-ați revenit după acest cumplit accident? Nu mi-a revenit și nu cred că o să revin atâta timp cât trăiesc și sunt lumânările aprinse, atât la locul unde a murit Andrei, acasă și în cimitir, nu o să revin niciodată. Aveți încredere că justiția va da o sentință justă acestuia? Până în momentul în care s-a întâmplat accidentul, aveam încredere în justiție. În momentul de față, mă declar că nu am încredere în justiție, deoarece au trecut 5 luni de zile și nu s-a făcut nimic.